Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi vom răspunde în sfârșit acele întrebări care revine cel mai des. Și nu, nu este aceea despre iPhone sau Samsung, ci, ci ce George? Mulți oameni m-au întrebat în ultimele luni, ba chiar în ultimul an, ce cea sport și am mai răspuns din când în când, dar am ținut-o mai degrabă așa unde Lolo pentru că am făcut un fel de anduranță pe bune și cred că am testat cea mai lungă perioadă de timp un smartwatch cu funcții de fitness sau un ceas de fitness cu funcții de smartwatch. Încă nu mi este foarte clar, dar știu că le face în sfârșit bine pe amândouă. Astăzi vorbim despre Garmin Fenix 6X Pro Solar. Și dacă înțelegi denumirile și numerotațiile noi de la Garmin, ești expert. Sunt puțini oameni care le știu și le înțeleg pe toate. Există un grafic întreg pe care o să vi-l las în linkul din descriere către magazinilor online unde poți să vezi variantele. Sunt zeci de variante de Fenix. dar întotdeauna utilizatorii hardcore de Garmin se uită la cel de top. Și eu cred că acesta este varianta de top câte vreme nu te uiți la alea militare. Adică Fenix, dacă adaugi 6 după, ultima generație, mai adaugi un X, adică gama de top, mai adaugi un Pro, niște funcții suplimentare și mai adaugi și Solar pe deasupra, asta înseamnă că ai aproape toate funcțiile pe care le poate oferi un ceas Garmin, aproape toate, și unele dintre cele mai bune materiale, aproape toate. Nu le are pe toate, dar este continuare cel mai bun pachet și este ceasul meu favorit de sport din ultimul an. Nu am fost plătit să spun asta și nici nu sunt ambasador Garmin, dar am devenit prin prisma faptului că mi-am schimbat stilul de viață. Pe parcursul ultimilor 2-3 ani am început să mă mișc mai mult, am început să merg mai des pe munte, să fac mai mult sport și mai multe sporturi și trecând de la un ceas la altul mi-am cam dat seama ce funcționează. Dacă stilul tău de viață se duce către sport, sunt puține opțiuni. Indiferent ce să spună producătorii mari de smartwatch-uri, da, alea sunt bune pentru sport ocazional. Dar dacă începi să devii mai serios, o să începi să te uiți la câteva branduri foarte puține și Garmin este în vârful listei. Suntem de acord? Spuneți-mi voi mai jos la comentarii, pentru că toți sportivii care am stat de vorbă, marea lor majoritate, aleg un Garmin atunci când fac sport de performanță. Eu nu sunt acolo, dar mă ambiționez. Așadar, haideți să vorbim un pic despre acest Phoenix 6X Pro Solar, pe care eu l-am folosit în ultimul an și să aflăm cum a devenit el ceasul meu favorit. Nu este un review, sunt mai degrabă impresiile mele de utilizare. Să specificați o grămadă pe net clipuri, nici măcar nu a fost lansat recent, poți să afli toate datele tehnice din altă parte. Eu o să ți le spun foarte rapid și spun ce mă interesează pe mine ca utilizator care are și un smartphone în buzunar și vrea un ceas care să fie și de sport, dar și de toată ziua, că de aceea mi l-ați văzut la mână destul de des. Din momentul în care îl pui sau îl scoți de la mână, un Garmin îți spune că este un ceas rezistent. Prima dată vei observa construcția. Nu există ceasuri mai bine închegate cu materiale mai bune. Chiar dacă asta este o brățară de silicon, este gândită cu atât de multă atenție încât după un an arată încă ca nouă și credeți-mă, eu am dus acest ceas la limită și cred că dincolo. L-am folosit inclusiv la sporturi care nu apar în listă. L-am folosit inclusiv la kickbox. L-am folosit în apă sărată, în apă dulce, pe munte, l-am folosit la grădinării, l-am folosit pe eliptic, pe bicicletă și multe altele. L-am folosit inclusiv în vacanță, l-am folosit în multe, multe locuri. Și, în continuare, după un an în care l-am folosit neprotejat, în atâtea medii, arată ca nou. Ceasul acesta arată ca nou după un an. Sunt foarte mici urmele de utilizare. Brățara încă nu s-a uzat, nu s-a tocit, deși este din silicon. Aceasta se mai uzează. Este. Deși sistemul ăsta cu telescoape care se desfac așa ușor ca să poți să schimbi brățările, mi s-a părut flimzi la început. Este super solid și n-am avut nicio problemă, nu mi-a scăpat niciodată. Și apropo, n-am simțit nevoia să schimb culorile. Deși știu că mai există opțiuni, nici nu prea m-au interesat. La capitolul construcție în rest, ai un ceas care arată strong și este strong. Și n-are cum să nu fie strong dacă te gândești că rama asta este din titan. Titanul este un material foarte ușor și foarte rezistent, care arată bine după perioade lungi de utilizare. Dacă vrei un ceas sport, trebuie să fie de titan. Partea din spate, de asemenea, super uh, raghet, super rezistentă. Am avut emoții că acest conector pentru încărcare se va murdări în timp, nu am avut astfel de probleme. Deși în continuare, cred că Garmin trebuie să uite mai cu atenție la soluțiile de încărcare wireless, din două motive. 1. E foarte ușor să rătăcești cablul de încărcare și este foarte scump să cumperi unul după ce l-ai pierdut. Dacă nu mă crezi, caută-l. Eu am găsit smartwatch-uri mai ieftine decât cablul de încărcare de la Garmin. Și hai să o spunem pe șleau. Încărcarea pe acest ceas nu este tocmai rapidă prin cablu. Adică, cred că se poate face cel puțin la fel de repede sau mai repede wireless. Puteți să-i pui o bobină pe aici. Hai că avem băieți deștepți care lucrează pe software și pe hardware, inclusiv din România la Garmin și cred că se gândesc și ei la soluția asta. Încărcarea completă durează câteva ore. Vei ajunge în situația în care o să-l lași la încărcat jumătate de zi sau peste noapte când se descarcă complet, însă autonomia cu încărcare completă este de peste două săptămâni. Depinde acum de modurile de utilizare, sportivii știu că îl poți descărca într-o zi completă cu full GPS când mergi la competiții. Am, spre exemplu, cunoscuți care fac așa ceva și întotdeauna caută un ceas cu o baterie și mai mare, oricât de gros este acesta. Însă, în modul de utilizare zilnică în care nu vei măsura continuu GPS-ul și saturația de oxigen din sânge, poți să depășești cu brio două săptămâni. De aceea ajungi să rătăcești cablu de aceea cred eu că ar fi mai ușor pe wireless, însă acest ceas promite și încărcare solară. Și am zis promite pentru că nu prea livrează. Tehnologia de încărcare este destul de nouă și practic încărcarea se face pe marginea acestui ecran și ajută puțin. Spre exemplu, pot să mă duc aici și să-ți arăt intensitatea solară, să vezi cam cât de multă energie a reușit să tragă ceasul de la soare în ultimele ore. Ba chiar l-am folosit afară, am mers cu el pe munte și am făcut o felul de activități. Încărcarea solară îți poate aduce, să zicem, cu indulgență un 10% în plus la autonomie pe durata de utilizare. Este bun când ești afară, exact cum spuneam, și dacă bate soarele în el și îți va aduce un plus dar nu înlocuiește încărcarea. Așadar, dacă o să-ți iei un 6X Pro Solar, o să-ți iei pentru că este cel mai și, în primul rând, pentru că este un Pro. Partea de solar, așadar, din punctul meu de vedere, este bună că e acolo, m-a atras foarte tare, dar nu mă convinge după un an de utilizare și nici cei de la Garmin nu mai insistă foarte mult în legătură cu ea. E bine că e acolo, e o tehnologie nouă și la momentul la care am luat ceasul, m-a dat un pic înapoi faptul că îmi spuneau, da, am pus solar, dar n-am mai putut pune safir din cauza asta și am zis, hmm, eu voiam un ecran de safir. Dar cu toate acestea, ecranul pe care l-au folosit este super rezistent. Pe lista de specificații se specifică Gorilla Glass 3. Și este ușor ca acest Gorilla să reziste pentru că este drept și are o margine ușor înălțată din titan. Sunt puține șanse să dai direct cu ceasul într-o piatră sau într-un colț. Dar riscul rămâne în continuare. Pentru a avea așadar mai multă transmitanță, să fie mai translucit, să treacă mai multă lumină solară, au folosit corningorii la glas 3. Și am zis, ok, dar sigur se poate mai bine. Și am aflat că se poate. Pentru că au reușit să-l facă solar pe Tactics, nu știu dacă ați auzit în modelul Tactics, dar acesta nu doar că este mai mare, dar este și mai tare. Și în urmă cu ceva timp, acesta a devenit noul meu ceas favorit, care practic este un Phoenix pompat cu steroizi și cu câteva funcții în plus. Însă, deși este solar, are ecran safir, ceea ce mi-arată că cei de la Garmin, până la urmă, au reușit cumva, cumva, să împace tehnologiile astea. Despre acest Tactics Delta Solar o să vorbim separat, pentru că acesta este cel mai ceas ever și mai este și balistic pe deasupra. Și caut un vânător de munte cu care să fac review sau un militar. Dacă știți pe cineva disponibil, aș vrea să-l invit la review. Dar nu avem toți nevoie de ta mai ceasul pe mână cu absolut toate funcțiile acelea ultra avansate. Un vânzător de bun simț o să-ți recomande pentru alergare cel mult un 4Runner. N-ai nevoie neapărat de un Phoenix. Phoenix este pentru mai multe sporturi, pentru sporturi combinate, pentru hiking sau dacă chiar ești ambițios și vrei absolut totul. Hai să-l spun așadar ce am folosit eu din funcțiile lui, pentru că lista, dacă este să te uiți pe site, de funcții este impresionantă și înfiorătoare în același timp. Nu cred că vom găsi un om care să le fi folosit măcar o dată pe toate, dar eu aproape că am reușit. Avem așadar, aplicații pentru sport, date speciale pentru schi, antrenamente animate, gestionarea alimentării, pulsul măsurat de la mână, evident, monitorul de energie, body battery, o să vorbim despre el, monitorizarea nivelului de hidratare, statistici de performanță, Pace Pro pentru alergare, terenuri de golf, încărcarea solară de care spuneam și apoi vine o grămadă de chestii legate de senzori. Ai senzori de alti, alti, ai altimetru, barometru, ai busolă, ai compatibilitate cu Glonass, funcții de climbing, uh, iarăși combinații de măsurători între senzori, inclusiv pe pulsoximetru, modul de expediție, navigare pas cu pas, rută dus-întors, hărți topo active. Și abia după aceea vine astea conectate, de notificări, muzică, payment, magazin de aplicații și funcții de siguranță și monitorizare. Dacă ar fi să ți le spun pe toate, cred că ne-ar lua vreo oră. Dar hai să zic, dintre toate astea, cele pe care eu le-am folosit. Asta este fața pe care eu am folosit-o. Este una din fețele standard de la Garmin. Din magazinul lor poți să iei mai multe, dar mie mi s-a părut util așa. Uite, spre exemplu, cum apar notificările și poți să să-ți customizezi marginile astea. Mă interesează, spre exemplu, barometrul, mai ales atunci când merg pe munte. M-am învățat pe mine un hiker bătrân că cel mai important lucru pe munte este să vezi barometrul, să dacă vine ploaia. Numărul de pași, câtă baterie mai am, pulsul în momentul ăsta, când apune soarele, din nou e important când mergi pe munte sau dacă lucrezi prin grădină. Și abia după aceea intrăm în această zonă de glensis, să le zicem, această zonă unde poți să vezi um, funcțiile ceasului. În partea de sus, data și ziua săptămânii, câtă baterie mai am, l-am încărcat ieri complet și mi-arată că mai am pentru 12 zile pentru că am activat câteva funcții pe el dar într-un mod extrem poate să ducă la o lună, adică dacă te duci în mod de expediție sau chiar mai mult. Aici poți să văd intensitatea solară. Intensitatea solară îți arată cât s-a încărcat de la soare, prea puțin interesant. Partea de vreme pe care o trage de pe internet îți arată prognoza de astăzi, îți arată cât mai e până la apus, Iarăși o chestie importantă, câtă vreme ești pe zona galbenă, ai lumină pe cer și după aceea vine apusul, mai ales că pe munte și în pădure lumina cade foarte repede. Pe partea de ABC, aici sunt senzorii de care spuneam, poți să să-ți măsori uh, altitudinea, direcția și așa mai departe. Chestii importante când faci hike, aici aveți cel mai recent antrenament. Nivelul de, ant de antrenament, în momentul în care faci sport de performanță, aici poți să-ți vezi starea după fiecare antrenament și să vezi cât timp vei face recuperare. Ceasul îți și spune la sfârșitul antrenamentului cam câte ore ar trebui să te odihnești. Cum arată ultima activitate, am făcut, aici am făcut niște cardio și o să vă arăt mai în detaliu. Pașii de astăzi, apoi poți să-ți vezi pulsul și nivelul de stres, oximetria când o să-l pui la mână, cea mai recentă notificare din calendar, alte notificări, ce melodie rulează pe Spotify, barometrul, altimetru separat, busola, din nou pulsul, temperatura exterioară, dar măsurată de pe ceas, asta este o chestie bună, și nivelul de stres pe care îl poți măsura când ții ceasul la mână, și aici poți să vezi inclusiv datele de GPS dacă vrei să le transmiți cuiva în caz de urgență, asta este iarăși o chestie foarte utilă pe care mi-am activat eu aici. Nu toate lucrurile acestea vin uh, automate, să le mai aduci tu. Dar o chestie care a apărut pe parcursul ultimelor luni, nu era când am luat eu ceasul, este monitorizarea somnului. Pentru partea de odihnă, ceasul este foarte onest și îți spune exact cam cât ai dormit. Nu contează cât ai stat în pace, cât ai dormit și îți face și un scor destul de realist, mi s-a părut mie, care îți spune cam cât de bine ai dormit. Dacă ai dormit cu un scor de peste 80, ești bine, poți să vezi mai multe detalii în aplicație, dar chiar și pe ceas. Uite, spre exemplu, pot să fac așa și am toate detaliile pe ceas. Adică. Asta mi-a plăcut că softul în, în, ultimele versiuni care au mai venit după update-uri aduc toate informațiile necesare direct pe ceas. Ajungi la aplicație doar dacă vrei tu neapărat. Poți să vezi cel mai recent activitate, poți să vezi somnul, poți să vezi notificările pe tot ecranul, care nu este cel mai luminos nici pe departe, este un TFT din câte mi dau seama, nu este OLED ca toate ceasurile ultramoderne și asta înseamnă că nu mai este atât de luminos. Dar asta este bine atunci când faci sport, pentru că ecranul este cel mai mare consumator de pe un ceas. Uite, că așa arată calitatea somnului meu de azi noapte. Eu l-am trecut pe limba română, durata și scorul pe care mi l-a dat, ba chiar și etapele de odihnă. Monitorizarea somnului este automată și dacă te întrebi oare poți să dormi cu ceasul ăsta la mână? O să râzi. Te obișnuiești chiar și cu ăsta mare. Eu am dormit chiar și cu tactics pe mână. Fenixul după aceea mi s-a părut destul de mic. Din păcate însă este destul de mare pe o mână mică, nu e chiar pentru toată lumea. Și dacă vrei pentru o fată sau pentru cineva care nu este foarte pe sport așa, uite-te la clipul meu despre seria Venio, care este mai urbană să zicem, iar Venio 2S este și suficient de compact, are un calibru mai mic, undeva la 42 de mm și îl face mult mai prietenos, vă spuneam, cu o mână mică, este și mai ușor. Astea sunt lucrurile care mă interesează direct pe ceas și notificările. Pot să văd și că mă sună cineva, dar nu pot să vorbesc de pe ceas și nici nu vreau mai mult de atât. Am descoperit însă mai recent că, deși cei de la Garmin s-au străduit în ultimii ani să îmbunătățească notificările, am ajuns și eu să apăs mai des pe funcția asta. Mă duc aici la setări și apăs pe nu deranjați. Asta este o funcție foarte utilă. Când apeși pe butonul acesta de pe lateral, deschizi acest carusel de funcții rapide în care poți să ori oprești ceasul sau poți să-l pui pe nu deranjați pentru că ceasul ăsta vibrează chiar dacă nu e la mână și uneori chestia asta poate fi deranjantă care un vibrator destul de puternic pe el ca să-l simți în timpul sporturilor. Primesc atât de multe notificări pe ceas încât am ajuns de foarte multe ori să fac așa. Nu deranjați și nu mai primesc notificări, cel puțin nu mai vibrează. Aici uite, exemplu, partea de economisire de baterie, pot să mă duc până la 41 de zile, dacă vă spunea și l-am încărcat ieri, de poți să depășești o lună fără probleme în modul de economisire de baterie, dar eu îl țin în modul normal pe doar 12 zile cu toate notificările și cu monitorizarea de puls, toate lucrurile utile, pentru că mi se pare mai mult decât ok la 12 zile, că după aceea chiar îți pierzi prea des cablul de încărcare. Comenzile pentru muzică și portofelul. Pentru mine, ceasul acesta a devenit un locuitor perfect de portofel și nu mă așteptam să spun lucrul ăsta, dar în sfârșit merg toate cardurile. Ce n-am reușit să fac să meargă direct, spre exemplu cum sunt cardurile de la BCR care merg cu Garmin Pay, acum merg prin Curve pentru a folosi cardul pur și simplu când ajung la comerciant îmi bag codul și după ce am bagat codul mi se afișează cardul aici și pot să apropii ceasul de cititor. Mi-a mers peste tot în lume și oriunde apare sigla asta de plată contactless mi-a mers și ceasul și asta ajută enorm atunci, mai ales când vrei să mergi la sport și ajungi la un POE și vrei să-ți iei ceva. Adică promisiunea aceea a producătorilor de ceasuri inteligente cu plățile mobile oriunde începe să funcționeze inclusiv pe un Garmin. Vă spuneam că ce nu mai mers pe BCR, mai mers pe Curve și asta este iarăși foarte bine și o dată ce ai deblocat de pe ceas, nu mai trebuie să mai bagi pinul pe acel aparat pentru că ai validat deja biometric de aici sau cu pinul pe care l-ai băgat în ceas. Asta e o funcție importantă pentru mine. Altele însă nu m-au pasionat atât de tare. Cronometre, Alarma um, o um, alarmă de trezire de dimineață uneori, salvarea locației și alte chestii de genul ăsta prea puțin important. Inclusiv partea să de localizarea telefonului, cred că am folosit o dată sau de două ori într-un an, dar ajută. Adică, practic, pur și să vii să apeși și o să-ți facă telefonul să sune până când îl găsești. Alte lucruri importante pentru mine, evident, sporturile. Am să mai spre final partea de sporturi, pentru că sporturile sunt o chestie destul de subiectivă și personală. În funcție de sportul pe care îl faci, vei ajunge expert la utilizarea lor pe un astfel de ceas. Ce-mi place este că ceasul te lasă să-ți alegi câteva favorite, și după aceea va fi destul de ușor să dai drumul la un antrenament. Ce mă încurcă însă este că încă nu, de, nu detectează automat anumite sporturi. Începe să facă chestia asta, spre exemplu, am făcut niște antrenamente de forță în care a detectat corect câteva din repetă, repetările pe care le-am făcut. Dar în cea mai mare parte a timpului, când muncesc intens sau când fac o anumită activitate, m-aș bucura ca ceasul să o recunoască automat și să-mi spună Oare ai făcut sport? Uite cam ce am detectat eu. Spre exemplu, la sfârșitul săptămânii trecute am băgat foarte multe ore prin curte și nu mi-am monitorizat decât pași. Și aș fi putut să vă arăt niște multe mii de calorii, pentru că în 12 ore de grădinărit, credeți-mă, arzi multe mii de calorii. Dar hai să-ți arăt rapid cum se dă drumul la sportul cel mai important buton, cel de aici mai mare, cu albastru, apeși odată și te duce în lista de sporturi, așa arată cel mai recent, întotdeauna rămâne la cel mai recent și favoritele mele arată cam așa. Am, am hike, adică drumeție montană, am pilates, când merg la Ionela, folosesc o aplicație comut pentru navigare pe munte, nu este una foarte reliable, dar 90% din timp este bună pentru a naviga pe munte, Sunt, au și niște hărți plătite, Partea de navigare, dacă spre exemplu, vrei să mergi pe un traseu cu navigație, să vezi harta. Antrenamentele de eliptic, am un eliptic aici în curte pe care o folosesc de vreo 2 ani, antrenamente de cardio și da, am făcut chiar și am și văslit în vacanțe și atunci am, am dat inclusiv funcție de canotaj, am făcut și sup, adică stand up paddle boarding, alergări, nu am alergat foarte mult pentru că nu am niște genunchi foarte tineri. Antrenamente de forță, canotaj în interior, adică rowing cum mai spunem în engleză, și ciclism. Eu le-am făcut pe toate și încă vreo câteva în plus, ba chiar m-aș bucura că dacă e cineva la soft acolo, la Garmin, se introducă funcția de gardening. Știi că există sportul ăsta pe anumite ceasuri? Serios? Da, există ca activitate grădinăritul. În timpul activităților de grădinărit, cetățeanul intră în transă. Eu, spre exemplu, și fac chestia asta foarte multă vreme. Mi-ar plăcea să monitorizez activitatea asta. Cam așa arată partea de sporturi. Hai să vedem însă ce-am monitorizat și să mergem în aplicație pentru asta. Așa arată aplicația. Hai să-mi pun ceasul la mână ca să-mi dea în timp real și heart rate, să toate funcțiile. Deja mi arată și pulsul. Îmi place că aplicația evoluează și uh, băieții care lucrează la soft introduc funcții noi constant. La fiecare update mai apare câte ceva, nu foarte multe, dar în sfârșit mai utile. O dată ce ai intrat începe deja să dea niște insight-uri. Ah, te mici mai mult decât de, obice de obicei într-o miercuri. Pe ecranul principal, cea mai importantă chestie, evident, o să-ți vezi pulsul, când a fost cel mai mare. Dacă nu reușești să ridici zilnic pulsul peste 130 de bătăi pe minut, măcar pentru o jumătate de oră, poate ar trebui să începi să o faci. Câtă baterie mai ai și chestia asta, la început să s-a părut așa o găselință de marketing, dar nu se placă foarte tare. Mai am 62% baterie, puțin după prânz, ceea ce nu erau. Mai am nevoie de ceva energie astăzi. Nivelul de stres. Bă, și e destul de realist, pentru că se bazează, evident, pe puls și pe saturația de oxigen și își cam dă seama dacă ești sau nu stresat și obosit. Câte minute de sport am făcut ultima săptămână? Am o țintă de 150 de minute pe săptămână, suntem uh, într-o zi de miercuri și deja l-am depășit. Foarte bine. Număr de pași, etaje, calorii arse, inclusiv rata respiratorie și asta iarăși este o chestie utilă. Și cele mai recente sporturi pe care poți să le vezi în detaliu. Foarte multe uh, detalii despre sporturile pe care le faci. Uh, uite, hai să luăm, spre exemplu, cel mai recent antrenament de cardio. Uh, am făcut un pic de kickbox și te vezi, uh, îmi arată cu ce device am făcut. Folosesc alternativ, eu folosesc trei device-uri de la Garmin și îmi place că mi arată cu care din ceasuri am făcut acea activitate. Aici pot să văd uh, niște cifre, dar aici pot să văd pulsul. Și asta este, asta este care, în care îmi place cel mai tare, unde pot să văd statisticile, uite, ce spike-uri de uh, puls am sărit, inclusiv peste 160 pentru perioade scurte de timp. Așadar, un antrenament mai pe cardio, așa, mai intensiv, mi-arată cât a fost aerobic, cât a fost anaerobic, elevație dacă aș fost afară, temperatura din mediu și câte, cât ce durată am avut în fiecare uh, zonă de puls. Dacă întoarce ecranul, poți să vezi graficele și mai detaliate. Pentru sportiv, chestia asta este foarte utilă, că poți să-și monitorizeze performanța. Dar asta este partea de cardio. Fiecare sport are detaliile lui și, spre exemplu, îmi place că la sporturile de afară am hărți și pot să văd pe unde am făcut sportul respectiv. Asta este o chestie care este foarte apreciată de cei mai ales care se concurează între ei sau se lucrează cu un antrenor sau vor să l arate prietenilor pe unde au alergat. Iar mai există strava prin care poți să șerești lucrurile astea din păcate, eu nu sunt activ acolo, dar am ceva prieteni uh, pe Garmin. Cei care descoperă că sunt pe aplicație și îmi trimit cereri de prietenie, am mai dat ok câtorva dintre ele, dar vă rog frumos, nu încercați să socializați cu mine pe Garmin, că nu sunt aici decât ca să-mi înregistrez sporturile. Poți să vezi notificările cele mai recente, un news un calendar și challenge-uri. La capitolul challenge-uri au început să apară tot mai multe, dar îmi place să îmi obțin și eu și chiar am strâns câteva. Mi le puteți vedea, vă spuneam, dacă intrați și voi acolo. Și pe stânga ai un meniu foarte stufos în care poți să afli toate lucrurile posibile, poți să-ți faci setările, Backyard, de aici poți să te duci în, în IQ Store, care este un magazin de microaplicații pentru ceas, puteți să vedeți ceasurile care, care sunt în, în, contul meu și dacă mă duc, pe exemplu, pentru ceasul ăsta, pot să, văd, să vezi niște aplicații pe care le poți instala. Și, spre exemplu, o aplicație care pe mine m-a interesat, evident, este cea de Spotify, pentru că poți să îți descarci playlisturile mai nou pe ceas și să le asculti prin Bluetooth. Și era o chestie foarte mișto cu câțiva ani, dar acum merge atât de mine pe telefon încât nu am mai făcut-o, deși pot și funcționează. Însă, ai o mulțime de mici aplicații pe care le poți instala, vă spuneam cea de la Comut, m-a atras. Nu este excepțională pe hărți, deși am plătit o căciulă bună de bani. M-ar interesa o colecție mai bună de hărți de hiking pentru România, dacă știți undeva m-ar ajuta. Însă, pe mine, spre exemplu, m-a interesat o aplicație care se numește Bitcoin Price. Și poți să-ți pui pe ceasul tău un glance din ăsta cu Bitcoin. Te dai căutare, scriem Bitcoin, era una de la Capital.com, mi se pare. Bitcoin, nu? Bitcoin price widget, uite, bam, și arată cam așa, și uite cam așa arată. iar widgetul acesta este, funcționează în timp real. Și nu m-aș lungi mai mult. Dacă vrei să afli și mai multe despre aceste ceasuri, mai sunt clipuri pe internet, dar și oamenii, spre exemplu, de la Trisport, eu m-am sfătuit cu cineva de acolo care le știa în detaliu. Mergi într-un magazin care vinde astfel de ceasuri și stai de vorbă cu vânzătorii și uite-te la ele și comparele. Este foarte important să le vezi și cu ochiul liber și să vezi dacă se se potrivește pe mână și dacă îți place, pentru că marea lor majoritate au funcții foarte bune. Se vede clar această moștenire sportivă în toate ceasurile Garmin iar modelele noi întotdeauna aduc îmbunătățiri. Dar lucru care rămâne constant de la o generație la alta, pentru mine, și este extrem de important, e cât de rezistente și de fiabile sunt pe termen lung. Sunt ceasuri care rezistă și tocmai de aceea, vă spuneam, sunt favorizate de sportivi, dar acum pot fi folosite toată ziua și în oraș, pentru că au funcții inteligente care nu le mai fac să le fie rușine față de ceasurile de la Apple ori de la Samsung. Este clar că un ecran color, animații și senzația asta de fluiditate pe ceas este foarte atrăgătoare pentru cei mai mulți utilizatori. Și e ok, pentru acei utilizatori există spre exemplu Venue 2, pe care vi l-am arătat dacă vrei neapărat de la Garmin ca să aibă această moștenire sportivă și să aibă monitorizare și sporturi și toți algoritmii necesari. Dar dacă ești cu adevărat serios în legătură cu sporturile, după cum spuneam, dacă faci uh, triatlon, ultramaraton, uh, drumeții montane sau dacă pur și simplu te antrenezi mai serios decât ceilalți, tot un Garmin clasic, un Phoenix rămâne prima opțiune. Și cam atât. Sper că acest clip să-ți fi dat inspirație și poftă de sport. Ieși din casă și mișcă-te. fă pentru tine. Bucură-te de energia pe care o ai, pentru că de fiecare dată când vei face sport, vei căpăta și mai multă, nu vei fi mai obosit la final. Iar monitorizarea rămâne doar bonus. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Și până data viitoare, să-ți fie numai bine, Da fă și sport ca să-ți fie bine.